Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, așa cum v-am promis încă de săptămâna trecută, continuăm astăzi discuția noastră cu preasfințitul Petru Gherghe, episcop emerit de Iași. Preasfințite, vă mulțumesc că ați acceptat să rămâneți în continuare cu noi, pentru că, așa cum am zis și în prima parte a emisiunii, e greu să cuprinzi 41 de ani într-un timp limitat, în cadrul unei emisiuni. Și ne-am despărțit data trecută în contextul în care am zis că în activitatea excelenței voastre ați avut nevoie de diplomație, în primul rând, astfel încât să consolidați și să construiți relații care să ajute dezvoltarea diecezei de Iași. Cât de important a fost să găsiți calea potrivită de comunicare cu autoritățile, cu mediul politic, cu cei care, până la urmă, conduceau sau au condus statul român? În primul rând, eu moștenit de acasă, un fel de atitudine din aceasta de demnitate. Tatăl meu a fost primar o perioadă de timp. Mama mea era casnică, simplă, o familie destul de numeroasă, 9 copii, 6 au supraviețuit și i-am cunoscut. Sigur că și de aici aș putea spune că am mai multe daruri pe care le-am primit. Și acesta al echilibrului, al înțelepciunii, adică a dialogului cu omul. Sigur că cu grijă să nu cumva să facem lucrurile sau să ne molipsim de lucruri care nu se cuvin. Dar ca să fii deschis față de om, este absolut natural. Diferența este dacă îți face rău, poate îl oprești să-ți facă rău sau îi spui să nu facă rău. Dacă are nevoie de ceva, îl ajuți, chiar dacă nu gândește ca tine. De la mama mea, sigur că pot să spun că moștenesc cu asemenea sensibilitate, emotivitate, iar de la tata o dărnicie ieșită din comun. De ce spun așa? Pentru că el era în stare să, dacă avea 4 jos la căruță, să dea o roată când altul era și să aștepte până o face celălalt. Ceea ce, sigur că eu am admirat acest lucru, dar cât privește alegerea mea, mama era mult mai plină de grijă pentru ce vreau să fac. Tata era, în schimb, foarte curajos să liniștească pe mama și să o încurajeze, spunându-i, lasă copilul în pace, să facă el ce vrea și să aleagă ce vrea. Vreau să spun adevărat că familie simplă, primar a ajuns conjunctural pentru faptul că era gospodar și era nevoie perioada aia și a fost o perioadă bună, am căutat să văd ce am mai făcut și sigur au făcut și lucruri bune. Și a rămas mai departe un gospodar foarte popular. Sigur că avea un cal care mai făcea el chirie după ce terminase el și mergea la Roma și venea înapoi. Și tata se mai oprea câteodată pe la mat, cum spuneam noi. Și calul era așa învățat că dacă vede că nu vine, apoi se trăgea înapoi, se deshăma singur și vine acasă. Știind mama unde-i. Dar vreau să spun că tata era într-adevăr unul care avea aceste dorințe de a dialoga, de a face bine, de a fi prietenos cu toți, fără politică. La politică, mama era mult mai exigent, temătoare. Temea că poate fi arestat tata în orice moment, pentru că fusese primar. Dar
fusese o perioadă mai scurtă și nu era un partid din ăla extremist. Și sigur că tata nu avea emoții, mama avea. Acesta e motivul pentru care v-a zis să nu vă amestecați în politică? Da, mama sigur că avea grijă mare ca eu să nu, mă știu, mă complic, să nu devin unul care pot să fac rău. Aveam un frate care a făcut armata la securitate. E, mama era extrem de așa năcăjită pentru asta, că atunci se vorbea urât de securitate. Fratele, sigur că a mers corect înainte, n-am auzit să facă vreo rău, așa cum se temeau ai mei că orice securist face rău. Sigur, și-mi spunea, dragul mamei, vezi acolo unde te duci, nu te pune cu toți proști. Era, cum se cheamă, un fel de îndemn al ei. Nu l-am uitat niciodată și chiar aș fi fost amintit că o mamă a putut să-i dea lecție unui fiu preot să nu se amestece cu toți cei care eventual fac rău. Și așa a fost toată dorința mea mai departe, ca o moștenire de la mama și înțelepciunea ei și ca o generozitate extremă, dusă la extrem, în partea lui tata, în familie. La fel a fost și frații mei, sigur că patru frați și două surori care au supraviețuit, nouă au fost în casă. Deci acesta a fost, să zicem, locul de unde am plecat eu. Respectuoși față de biserică ca oameni gospodari. Și mama nu lipsea niciodată de la biserică, bineînțeles, nu în fiecare zi, duminica. Și tata, sigur că a fost și fecior de biserică o perioadă de timp, dar asta e important. Era un om deschis și primitor față de preot și față de biserică. Și sigur că mie mi-a venit greu la început când auzisem de la mulți că fii atent, dacă tu nu te porți bine, stai popa limba. Asta era un fel de amenințare. Mai mult nu de la părinți, la frații mei. Dar sigur că a trebuit să mă obișnuiesc cu asta. De acasă am început practic să urmăresc dacă taie sau nu popa limba. Și când venea pe drum părintele de undeva, noi fugeam. Ne ascundeam și așteptam să treacă, ca nu cumva să oferim ocazie să ia de noi, neștiind cu adevărat că părintele are altă menire și așa mai departe. Așa mergea în popor, lume. Și acum merge, tot mai sunt unii care mai spun, dar mai puțin, nu mai, dar atunci spuneau. Și atunci am văzut eu prima dată un preot. Și sigur că, încet, încet, m-am apropiat de biserică datorită unui coleg de-al meu mai mare, fost seminarist, care a trebuit să părăsească seminarul atunci când s-a desfințat seminarul. Și sigur că l-a dat afară. El mergea în fiecare zi la biserică. Și trecea prin poarta excelenței prin poarta pe la noi, pe la mine. Și striga, Petrică, hai cu mine la biserică. Sigur că am acceptat să merg mai multe ori și după aceea mi-am pus problema, mergând acolo, cum să stau eu numai între copii, uite ce frumos stau ceilalți dincolo de Gărduț sau cum spuneam mai banca de Împărtășani. Și așa am avut și o nostalgie pentru a ajunge dincolo și până la urmă am ajuns. Și l-ați întrebat cum e la seminar, nu? Acum, de aici a pornit și gândul meu, oare n-ar fi frumos, stând în biserică, văzându-l pe părintele de care altădată avem teamă, coboară de pe amvon, așa, plin de înflăcărare, transpirat, cu adevărat un erou, unul care a luptat, care s-a zbuciumat. Și tot, sigur că atunci a început să fie în mine acea întrebare, dar eu n-aș putea să fac așa ceva. Asta a fost așa ca un fel de inspirație pe care nu o uit niciodată.
știu și locul unde stăteam și mai știu și faptul că lângă gărduțul ăla sau banca de împărțani, dar nu erau așa niște țări din astea puse și te uitai pe dedesubt. Și vedeam dincolo pe băieții aia care stau în altar. Frumoși, îmbrăcați, cuminți. Noi nu aveam voie să intrăm pe acolo. Nu. Dar tot mă întrebam, dar de ce nu mai e? Și așa mai. Și am ajuns cu colegul ăsta mai mare, deci cu vreo 8 ani mai mare ca mine, 7 ani, care a și făcut armată și după ce a făcut armată, când a ajuns eu la seminar, a ajuns și el cu mine în clasă. Eu cu el și el cu mine. Dar, cu adevărat, el m-a încurajat, m-a tot sfătuit, uite, așa, tu fii băiat, nu mergi la biserică, roagă-te, așa. Și-a întrebat odată, dar cum e la seminar? Cum e acolo viața? Cum e? Ce fac pe aici? Ei, zice, stai și așteaptă și ai să vezi. Fel de provocare, așa. Așa a pornit, bineînțeles, am ajuns ca să fiu mai aproape de altar și de acum s-a apropiat timpul primei împărtășanii, că așa era plana. Sigur că am făcut aceste cursuri, multe date nu am, în schimb am data când la noi trebuia să vină episcopul Turcovici. Sigur că eram deja cu gândul, înainte de a veni episcopul. Episcopul mi-a făcut, practic, o impresie extraordinară care a alimentat mai mult această preocupare, dorința mea copilărească. Sigur că când ni s-a spus că trebuie să vină episcopul la Mir, au anunțat că toți copiii de la până la 7 ani și chiar mai jos, toți se vor reprezenta la Mir. Dar nu ne-a spus de ce. Și pe lângă ceea ce am făcut noi pregătire la întâi împărtășanie, cum era obișnuit, am mai trebuit să dau un examen pentru a primi mirul. Mai țin minte exact întrebările, dar știu precis că mi s-a spus, du-te și spune acasă, să-ți pregătească cele necesare, hainuță, lumânare și vii duminică la mir. Așa a fost, am venit la mir, m-am bucurat foarte mult că erau foarte mulți copii, era o atmosferă în jurul bisericii, undeva spre cum era acolo, spre răsărit, îl vedeam ca pe așa unul alt, cu mitra aia lui, așa, într-adevăr, impozantă. Erau surprize pentru noi, nu știam exact ce-i cu asta, dar până la urmă am înțeles că e vorba de o binecuvântare, de un har, de cele 7 taine, de toate celelalte care este și darurile Duhului Sfânt și mai departe. Le-am prins, dar așa, ca să fi făcut o teologie așa, mai puțin, mai în fugă. Episcopul venea pentru că știa că nu o să mai poată veni și dădea la toți. De fapt, noi dăm la 12 ani, acum și chiar mai mult. Atunci era tot o vârstă. I-a obligat pe toți copiii care vin pentru întâi împărțoane să primească și mir. Și l-am primit așa frumos de la el, la spate. Am rămas cu o impresie extraordinară ca și figură. Așa, un fel de titan. Am spus și o formula asta, nu știu pe undeva. Și așa, sigur că m-am întărit acum, eram și eu și ministram și, sigur, între timp, merg la școală, la Ghereș, fără doar șopată, și am terminat cele 4 clase și trebuia, practic, să mă duc, hai că de, dacă sunt povești, nu cumva să spuneți, le tăiați pe aceste dacă sunt povești. E povestea vieții, deci da. E ceea ce ne interesează. Sigur că la școală am mers, sigur, știu de una învățătoare, era foarte severă, dar nu a acceptat așa cum suntem noi și am făcut primele 4 clase acolo, după aia trebuia să facem încă 3 clase, era ciclu 2 pe vremea aceea și trebuie să-l facem la Săboni. Acolo era locul și sigur că m-am înscris, pentru că dacă vreau să mă duc la seminar, trebuia să fac și școlile astea, știți.
schimb, am avut atunci un moment așa, care a fost salvarea mea. Revin în istorie și e adevărat. Mergând la școală cu ceilalți confrați, unii mai mari, alții mai mici, chiar ne apucaserăm de toate relele. În primele 3 săptămâni deja devenisem un fel de echipă. Până într-o zi, când practic s-a întâmplat un lucru ce m-a lovit puternic, că în timp ce se făcea o sărbare la școală, noi, cu echipa asta, așa de acum vestită, cu fumat, cu toate treburile astea, am zis să mergem să gustăm și noi poama prin școli. Și când să mâncăm, băi, în poamă, directorul ne-a văzut. Și după noi. Și am fugit ca să scăpăm de el, eu. Și ceilalți sunt prășteat tot. Dar a trebuit să trec peste o bancă care era stricată și am sărit. A intrat un cui între degetul mare și degetul mare și al doilea. Și n-am mai putut să merg la școală 3 săptămâni. Și atunci eram năcăjit, prea rău, de fac, când nu am mai dus la școală, ce fac eu. Ne-am întâlnit cu directorul ăla care ne alergase după struguri, care cu strugurii noștri, și el ne-a zis, nu fi trist, Petrică, anul deschidem noi și cu doi. Vii la școală. Așa a fost. Nu i-am mai spus că eu am fost la pom, nu. Așa. Dar am scăpat de acea echipă. Pur și simplu consider că în istoria mea acest mic eveniment a fost o întorsătură, o schimbare de, nu știu eu... V-a schimbat cursul vieții. Cursul vieții. Dacă nu mergeam la forat, cine știe, mergeam mai departe cu ea. Făceați altceva. Și sigur că de aici a pornit și în sfârșit colegul meu l-a luat la armată. Noi, de acum, mai am crescut, am fost ministrant, a venit timpul unde mergem la școală, am găsit niște colegi de-ai mei care veneau la gheret, la ciclu 2, unul este părintele Budulai, care îl cunoașteți pe aici la noi. Și cu el am terminat ciclu 2 și surprizelor pentru toți, cum am ales să mergem la seminar. Chiar erau scandalizați unii, nu că spun drept. Pentru că era viață grea pentru preoți, nu? Era o lume și în care... viață grea, dar și politică. Exact. Contrară. Erau mulți care spuneau că noi ne aruncăm într-un fel de foc. Dar și viața grea, și mai ales că eram și strângare, așa că era mai interesant că pentru seminar, de ăștia strângare nu prea e cazul. Dar noi ne-am dus, adică ne-am dus la examen. Și la examen, sigur că părintele Jicmon, care a ajuns mai târziu, am povești mult de nu le spun pe cealea, m-a pus să dau câteva întrebări. Și m-a întrebat ce este intenția așa bună, dar bineînțeles că așa, la prima vedere, intenția așa bună, noi o știm, dar dacă nu faci catechism, nu știi ce e intenția așa bună pentru un creștin, gândul cu care faci toate. Și l-am învățat la catechism cu el și la examen, a fost întrebarea asta. Și sigur că l-am dat răspunsul, s-a mirat, eram de acum deștept, nu? Bun. La cântare mi-a spus cântecul ăsta care îl cânt tot viața și pe care îl folosesc ca un ajutor pentru lucrurile care sunt mai greu de rezolvat. Adică rugăciunea asta, toată frumoasă și mare. Nu e ziua să nu spun de 10 ori, de câte ori intră în capelă sau ies. Asta nu mă laud acum că noi. M-a ajutat foarte mult să ajung la seminar. Vreau să mă întorc la fericitul episcop Anton Durcovici. L-ați cunoscut în copilărie, l-ați admirat, l-ați văzut ca pe un om înalt cu acea mitră care vă era străină și poate nici măcar n-ați priceput cu ochii de copil atunci ce înseamnă, dar ați avut timp apoi, 41 de ani să înțelegeți ca exact. Ca un titan. Ca un titan. Dar apoi ați ajuns să conduceți procesul de canonizare.
Cum a fost acest lucru pentru, ca și experiență pentru excelența voastră? Chiar că am fost obligat și dintr-un motiv mai vechi de la CMIR, dar și din faptul că intrând în preoție și auzind de la mai mulți despre el, sigur că primind această invitație de a fi ordinarius, am fost cumva obligat pentru că eram în această misiune, funcție, să mă interesez și eu mai mult de el. Și, de fapt, Monsignorul de la București, care era capul meu cât am fost ordinarius, așa era vremea rândit, mi-a spus, du-te, interesează-te de mormântul episcopului la Sighetul Marmației, că dacă nu te duci tu, mă duc eu. El era bătrân și sigur că asta mi-a spus. Am dus, am încercat, n-am reușit, am auzit de acel director faimos care era acolo în Sighetul Marmației, dar n-am avut parte să-l cunosc. Și am fost la toți cei care cunoșteau pe acolo relațiile și de la Biserica Greco-Catolică, care era ordinarius. Și sigur că de aici a început tot procesul care nu trebuia să-l lăsăm, pentru că a fost unul dintre marii noștri eroi, pentru care eu spun că am și fost binecuvântați. Pentru că jertfindu-se foarte mulți și preoți și credincioși, l-au cunoscut prețuit și sigur că acum a ajuns să-i se deschide cauza. Cauza a fost susținută de mai mulți, sigur, și câțiva părinți ai noștri, care toți știau ceva despre dânsul și au adunat toate documentele și de la preoții noștri care erau lângă noi și ne spuneau. Că, între alții avem un părinte care a împlinit 100 de ani acum, Părinte Bișoc, el ne vorbea foarte mult în ton despre acest Anton Durcovici și îl prețuia extrem de mult. Și sigur că faima lui a ajuns și la papă. Momentul 2014, momentul beatificării, când aici în Iași a fost o adevărată solemnitate, este printre momentele de referință ale episcopatului excelenței voastre? Este, nu al meu, ci al nostru, un moment de referință. Și pentru că aici s-a petrecut la Iași, dar și tot dosarul care a fost practic pregătit, a fost un moment la care s-au angajat toți. Între Iacovici, cel care a fost cel care a introdus cauza la Roma, și Părintele Lucaci, și Părintele Tama, și toți care au lucrat pentru, sigur că era un moment extraordinar, că noi am reușit totuși să aducem în fața poporului unul care a contribuit în viață și după moarte la o trăire mai adâncă a credinței și a plinii datoriilor. Și de aceea spuneam și Sfântului Părinte că noi am avut eroi. Și așa a fost. Iar sărbătoarea a fost extraordinară. Am făcut-o aici la Iași, în mijlocul diecezii, unde el avea capela, care, dacă vă duceți atât în episcopie, în care el, spre, zicem așa, un curs, mea culpa noastră, că el era un om care se ruga foarte mult. Și erau și momentele extrem de grele, cu încrederea că a murit, dar s-a dăruit pentru noi. Asta este, să spunem, un motiv de bucurie, încă nu numai noi din episcopie sau în seminar, ci întreaga dieceză, și nu numai întreaga dieceză, întreg oraș atunci s-a bucurat. A fost un moment iarăși de împlinire pe care eu consider că ne l-a dat nouă Dumnezeu și nouă mie. Preasfințite, aș vrea să ne mai întoarcem o clipă în Ghereiești, locul în care v-ați născut, și voi spune așa: un dor cucernic mereu mă duce spre locul în care m-am născut. Și dacă vreți să mă ajutați în continuare? Da, vă pot și cânta, dar nu-l cânt. Cum alegeți, excelența voastră? Da. Șericuța cu crucea sfântă îmi dă salut prietenesc și parcă fiecare casă îmi cântă de timpul meu copilăresc. Pârâul Galeș mi-aduce aminte de neuitate bucurii, de atâta râs, de atâtea zbenghiuri sfinte, de atâta hohot de copil.
În fața porții eu văd pe mama spre mine, mă întinzând, parcă nici nu pot să-mi dau azi seama că nu mai e pe ce să mă. În lumea asta de privilegie de atâtea ori am rătăcit, dar amintirea ei mi-a dat bucurie, icoana ei m-a primit. Nădejde Sfântă, tu dă-mi tărie să port sughiunul astea veți și ajută-mă să văd în veșnicie. Acum, da. Strălucirea feței. Este o poezie pe care ați scris-o și ați și publicat-o în revista Gând Senin, revista comunității din Gherăiești, spre aducerea aminte, întoarcere în timp. Practic ați evocat anii copilăriei, icoanele care v-au călăuzit în viață și anume icoanele părinților, evident, pe lângă cele ale Sfintei Fecioare și ale lui Iisus. Sigur că acest cântec eu îmi permit să-l mai repet de câte ori mergem în străinătate și mai ales să-l repet celor care sunt în străinătate, lucrează în străinătate și am înțeles că, chiar dacă așa cuvinte mai simple, îmi explic îndată de unde și provine cântecul, el a avut de multe ori un rol așa de nostalgie sănătoasă, de întoarcere în timp, atunci în gând, dar și în timp acasă. Această cântare este de fapt o cântare germană, limba germană. Eu am și dat-o și în german acolo, tradusă de fapt de un părinte în parte, nu toată, restul am mai făurit noi, mă făurit eu, care exprimă foarte bine realitatea noastră, a mea. Și spuneam că, spunând-o în aceste pelerinaje, totdeauna trezeam sau vreau să trezesc și chiar îmi trezeam eu, mie, aceste sentimente de întoarcere acasă. Nu trebuie să uităm niciodată și poate chiar uităm de multe ori și nu este deloc un lucru care, să zicem, ne folosește uitând de unde am plecat. Și ne ajută foarte, foarte mult să... Icoana ei m-a întărit. Mama mea m-a întărit de atâtea ori. Spunându-mi și cuvintele care mi le-a spus, cerându-mi să mă ferez de X, mă ferez de Y, care știa el, ia că fac rău, eu sigur că tot am notat, dar nu m-am dus să le spun sau să le reproșez, ci doar să mă rog pentru ei. Așa este istoria poezioarei astea, așa un cântec, deci e o combinație, ca să nu cumva să spun, eu sunt și de acum poet. De ce nu? Preasfințite, pentru ultima parte a emisiunii, vă propun să revenim la citatul cu care am început, de fapt, discuția noastră și anume: multe am văzut în umbletele mele și am învățat din ele, mai multe decât aș putea povesti. Totuși, vă provoc ca în următoarele minute să încercați să îmi răspundeți la câteva întrebări pe care eu le consider cumva, nu știu, tumult al minții creștinului. Întrebări care poate nu ne dau liniște câteodată și consider că excelența voastră la vârsta venerabilă pe care o aveți și experiența pe care ați acumulat-o, aveți un răspuns mai complet. De exemplu, ce credeți, preasfințite, că este fericirea? Această fericire pe care toți o caută și spun mereu, vreau să fiu fericit. Împlinirea vocației semnează fericire. Acea vocație care îl face pe om să simte mereu în jurul său pe cei care sunt egali cu el și care împreună cu el au un ideal. Ea ajunge, sigur, în împărăția fericirii. Asta, după părerea mea, trebuie să înțelegem prin această, știu, căutare, această, știu, îndreptare spre alții, această viață care trebuie să ne
bucure aceste eforturi pe care trebuie să le facem. Să ne duc aici și să înțelegem mai mult căcația noastră, demnitatea noastră și mai ales să nu ne considerăm singuri. Nu e voie, absolut nu e voie, să ne vedem numai pe noi și să ne vedem pe alții, să mă văd numai pe mine și să mă văd pe alții. Și cred că aici se găsește adevărata împlinire și fericire. E pur că este legată și de alte bunuri, așa, care ne dau o satisfacție, dar fericirea, de fapt, este o apropiere a omului de om, o apropiere a omului de Dumnezeu. Mă gândesc că dacă se realizează acest lucru, se îndepărtează tot răul. Dar dacă suntem și slabi și păcătoși, atunci sigur că medicamentul este tot să ne întoarcem deseori la aceste sentimente umane și creștine. Eu sunt foarte supărat pe cei care spun că numai eu sunt credincios adevărat. Adică sunt supărat în sensul că n-are dreptul unul să spună că numai eu. Adică trebuie neapărat să știm că toți suntem fii ai lui Dumnezeu. Că suntem albi, că suntem de altă culoare, că suntem mai bătrâni, că suntem mai bolnavi, toți suntem fii lui Dumnezeu. Și că dacă aparține la o biserică sau la alta, este și asta un lucru care trebuie să-l luăm în seamă. Dar nu asta rezolvă tot. Rezolvarea este, Papa a spus-o, cu cărarea care duce de la om la om. Pentru că am vorbit despre fericire, e firesc să vorbim și despre antonim. Și vă întreb, ați fost sau ați simțit vreodată că nefericirea vă copleșește? Nefericirea? Nefericirea. Pentru că din definiția pe care ați dat-o fericirii, da, consider că ați fost fericit. Nu spun că n-am avut câteodată asemenea dezamăgiri. Speram una și venea alta. Și că n-am avut și eu căderi. Nu pot să spun că e viața așa lungă, dar era datoria mea și datoria noastră și este și rămâne datoria noastră să ne ridicăm mai sus și chiar dacă avem cu cineva o problemă care îl disprețuim într-un fel, aceasta nu trebuie să ne îndepărteze, nu să-l disprețuim. E o greșeală, trebuie să-l acceptăm, așa ar fi termenul cel mai bun, cel de lângă noi, și atunci sigur că ne-am putea face fericiți și să-i încurajăm pe ortodox să fie ortodox, pe catolici să fie catolici, pe cei care cred în altcineva să primească și ei această menire și convingere și să fie dispuși să întâlnească adevărul, care sigur că este peste tot câte ceva. Preasfințite, vă mai întreb ceva personal, voi zice. Când ați plâns ultima dată și care credeți că este rolul lacrimilor în viața noastră? Ei, aici sigur că e o problemă mai sensibilă. Sunt eu mai sensibil. În mai ultimul timp sau ați fost așa emotiv, mereu? Cum considerați? Cam tot timpul. Dar sunt anumite momente când acest lucru se vede mai pregnant, sigur. Nu înseamnă de, știu eu, nefericire sau nu știu ce. Așa, simt că practic trebuie să facem mai mult pentru a rămâne noi înșine, de a ne apropia, încă o dată repet, de a-L căuta pe Dumnezeu, de a-I cere iertare. Mă tot gândesc acum că și perioada în care suntem noi sau sunt eu e merit. Este un timp, într-adevăr, de reîntoarcere. În anii copilăriei, în anii slujirii, de a regăsi în noi și acele momente de scăpări, greșeli, lipsuri, care, sigur că, au putut veni și au apărut și apar, pentru că nu e nimeni sfânt pe acest pământ așa, cât să nu facă o greșeală, sau cel puțin de 7 ori pe zi să greșească.
Dar acestea nu sunt altceva decât dorințe de a desăvârși această legătură noastră cu Cel care ne-a sădit în suflet și aceste tendințe și aceste dorințe și aceste obligații care să ne facă să fim într-adevăr mulțumiți și satisfăcuți că ceea ce am făcut, am făcut cu bună intenție și dacă am greșit, îmi cer o iertare cu toată intenția și dacă cuiva i-am făcut o supărare. De fapt, cred că pot să spun că mă bat pieptul că pentru mama mea puteam să fac mai mult, dar n-am reușit pentru că eram plecat pentru niște cursuri și a suferit. A murit când am venit eu acasă, dar sigur că acest lucru este un sentiment uman, dar și religios. Și încă o problemă pentru care uneori sunt mai emoționat, că de multe ori am voit să ajut pe cineva și poate n-am reușit și n-am făcut chiar ce trebuie să fac. Mă gândesc la cei care în preoție uneori au dat înapoi, sau mă rog, au părăsit și n-am reușit eu sau împreună noi să le dăm un ajutor lămuritor pentru misiunea lor. Sau te-am încredințat lui Dumnezeu, dar poate prea puțin ne-a rugat pentru ei. Sunt și cazuri de asta dintre noi preoți care, mă rog, au defectat în sensul vocației lor. Tot ne spuneam că poate și noi, și eu, să fi avut vreo contribuție și de aceea, sigur că rugăciunea noastră și speranța noastră este ca să îi includem în rugăciune timpul ăsta de ne admitim de tot ceea ce am făcut sau ce n-am făcut și să-L rugăm pe Dumnezeu să fie milostiv cu noi, mai ales să-i facă pe ceilalți ce sunt lângă noi sau după noi să fie și mai buni și mai fericiți. Și să așteptăm cu toții această întâlnire cu cei dragi și cu cei care ne-au fost colegi, cu cei cu care am lucrat împreună sau și cu cei cu care poate uneori am fost supărați. Ne încredințăm lui Dumnezeu toată această dorință și cerem să ne susțină, să fim curajoși și în suferințele noastre și în aceste neputințele noastre. Dacă ar fi să vă caracterizați viața în doar câteva fraze, ce ați spune despre tot ceea ce ați trăit? Am avut o dorință exprimată și atunci când am ieșit în preoție, Letus Optuli Universa, spuse de David când trebuia să facă templu, și a dat lui Solomon tot ce a adunat. Și spun și eu astăzi, Letus Optuli Universa, bucuros am oferit toate. Asta este una din caracteristicile care trebuie să mă însoțească și vreau să le transmit și altora această dorință. Și al doilea, să fim împreună. Împreună în toate relațiile noastre, împreună în zbuciul nostru, împreună în căutările de credință, împreună în iubire, în a face bine, ca tot să fie una. Să era un fel de, adică un motto al meu. Încă o dată spun, nu e numai pentru mine și ai mei, nu e numai pentru preoți, ai noștri, nu e numai pentru, știu eu, cei catolici, e pentru toți, absolut în rotund, cam asta gândesc eu, ca tot să fie una. Nu e posibil să fie chiar la fel, dar măcar în spirit să se caute, să se înțeleagă, să se susțină, să fie mai buni. Asta este, practic, ceea ce am zis eu că ar trebui mai mult să caut și să găsesc. Preasfințite, mulți spun în jurul nostru că lumea în care trăim, la modul general, este o lume bolnavă.
fiecare înțelege prin asta, probabil în funcție de sectorul în care activează. În viziunea excelenței voastre, care este diagnosticul pe care îl puneți lumii în care trăim? E vrea că e greu acest lucru, pentru că și păcatul a fost și este mare și are aceste urmări. Și sigur că eliminarea acestei suferințe, acestei plăci, este în acel Dumnezeu care ne-a voit. Și nu numai că ne-a voit, ne-a însoțit, ne însoțește, se dăruiește, ne cheamă și ne oferă atâtea și atâtea daruri. Cam aceasta trebuie să fie o soluție și un medicament pentru noi toți, că dacă îl avem pe el, nu e ușor. Poate spunem câteodată ușor vorbele acestea și e greu de aplicat, dar cam asta ar putea să fie pentru noi o salvare a unei lumi care are suferințe. Când, cum, oricum toți trebuie să ne oferim. Papa, văd că acesta este mai mult decât carismatic pentru a ne chema, mai ales pe cei care sunt în suferință, năpăstuiți, condamnați, nedreptățiți. Și noi trebuie să facem treaba asta, nu ne stă nouă în putere să facem ce face Papa, dar nici lui nu stă în putere să facă ce face Iisus. Așa că trebuie să avem în cele din urmă reazămul pe credință și Dumnezeu. Și atunci sigur că vom vedea și în fratele și în sora și în cel de stânga și cel de dreapta o valoare. Pentru cei care simt că ziua de mâine nu mai are sens, pentru cei care nu văd viitor și speranță în fața ochilor, care este încurajarea excelenței voastre? Da, eu pot să mă întorc că cam același lucru aș spune și pentru ăștia, că trebuie să se deschidă mai mult și la glasul altora și mai mult să se prețuiască în valorile care le are și nu numai cele trupești. Cam asta ar putea să fie, știu, o formulă, o soluție pentru cei care sunt cu adevărat desnădăjduiți sau care și-au pierdut tot curajul. Nu mai e în această apropiere de valoarea noastră umană și spirituală. Omul oricum este altceva decât simplele vesuitoare. Preasfințite, așa cum am zis și la începutul emisiunii, viața excelenței voastre este o experiență cu de toate. Și ar fi păcat ca la un moment dat să nu se actualizeze cumva acea carte care a fost scoasă atunci când ați împlinit 75 de ani de viață, în 2015. Și aș vrea să vă întreb, care credeți că ar fi titlul potrivit pentru o carte care ar cuprinde experiența pe care excelența voastră ați avut-o la cârma diecezei de Iași? În slujirea iubirii și unității. Altceva, cred că cam așa ar putea să fie caracterizat. Iubirii și unirii, pentru că motoul meu a fost ca tot să fie una, iar dincolo, când am ajuns preot, letus optului universa, în iubire. Cam asta cred eu că ar putea să fie. Egor, că nu prea să zicem că sunt eu interesat de astfel de lucruri ca să se publice sau să mă prezint, dar asta, sigur, m-am considerat un fel obligat să dau răspuns la această invitație. O spun pentru dumneavoastră, puteți să o și întoarceți. Gândesc că această lucrare a bisericii noastre cu aceste instrumente, cu acest RCIS FM, sau, mă rog, cu această lucrare de publicitate, de comunicare, mass media, se face foarte mult bine și doresc să faceți acest lucru mai mult dumneavoastră și eu am venit să
confirm aici că ceea ce s-a făcut este extraordinar, nu e suficient, se poate face și mai mult, dar a fost și un cred al meu pe vremuri, când vream să avem și noi în asemenea radio cu un titlu așa cum este cunoscut, Gloria, cu gândul că Gloria, radio trebuie să aducă glorie omului și lui Dumnezeu. Și sigur că văd că s-a realizat și acest lucru este pentru mine o bucurie, un manifest așa mai redus, dar este într-adevăr o mare realizare. O altă împlinire a... Nu e a mea, dar e o dorință care a pornit din... Și de aici a ajuns și mai înainte chiar să îndrăznim, să cerem și pe la autorități ca să se audă glasul bisericii și sigur și să audă și la radio Iași și în sfârșit să se audă cu celebrarea Sfintei Liturghii, care era o zi dedicată duminicii sau o oră dedicată duminicii, pentru care sigur că atunci era un efort mare și mulți care poate ziceau, lasă pentru noi, nu pentru alții, știți, pentru voi. Și atunci, sigur că noi am zis că, uite, acum a venit momentul ca să avem și noi și trebuie ținut mult la aceasta. Adică să folosiți și să răspândiți ceea ce este frumos, bun și care e onest. Preasfințite, vreau să vă întreb pe finalul emisiunii și, nu știu, care sunt pasiunile omului Petru Gherghel, pentru că e firesc că înainte de preoție, de episcopat, ați avut anumite înclinații. Nu știu, poate v-a plăcut fotbalul, poate v-au plăcut anumite zone firești, umane. Da, sigur că de toate am încercat noi și la școală, și excursii. Poate așa mai, să zicem, liniștitor pentru mine a fost să merg la pescuit. De ce? Sigur că nu că pescuiam cine știe ce, și atunci parcă totul se liniștea și totul rămânea undeva pe acasă, fie că e zi, fie că e noapte. Dar sigur că asta cât s-a putut mai puțin așa, dar era totuși o formă, într-adevăr, din dorința mea de a trăi în liniște și armonie. Destule greșeli, destule când neîmplinirii se adunau și trebuiau practic da drumul eliberat. Și în rugăciune, dar și în această liniște și tăcere. A sta lângă apă și a vedea cum totul în tăcere și liniște. Acum, după atâția ani de slujire și dedicare în calitate de episcop emerit, îmi închipui că aveți mai mult timp pentru introspecție, pentru gânduri, pentru, nu știu, amintiri și tot felul de lucruri personale, le voi spune, pentru că ați avut o viață dedicată diecezei. Acum sunteți într-o perioadă în care puteți să vă priviți și propria persoană în raport cu dieceza, bineînțeles. Spuneți-mi care este gândul excelenței voastre atunci când vă treziți dimineața. Sigur, mai întâi de toate să pot să fiu stare să exprim lui Dumnezeu gândul meu de recunoștință. De fapt, rugăciunea mea este cu mânere scurtă, simbolică, cu mâinile în sus de dimineață, mulțumindu-i pentru toate și pentru noapte și pentru iertare de păcate. Asta este lăudându-l pentru toate că te-a făcut. Sigur, poate eu nu le-am primit pe toate, dar el le-a făcut și să-mi ierte păcatele care sunt lipsurile noastre, care le știe Dumnezeu, le știm și noi, dar poate, știu, nu le luăm în seamă sau nu le condamnăm așa printr-o trăire. Acum, sigur, am timp de asemenea gândire, mai ales cu probleme de sănătate. Eu
să zicem așa, o situație în care trebuie să am mai multă grijă, că am trecut și eu prin aceste încercări și nu sunt puține, dar spun că sunt și mijloace prin care ne purificăm. La final de episcopat, îmi închipui că ați avut în gând anumite mulțumiri pe care le-ați adresat la acel moment, dar v-aș ruga să revenim asupra lor și să-mi spuneți cui vreți să-i mulțumiți pentru ceea ce sunteți. Păi am atâția care o să-i spun, de la Dumnezeu, Iisus în jos, patronii mei. Dar ca și mulțumire umană, sigur că trebuie să mulțumesc părinților mei, acelor, e normal să o fac, care am fost în armonie, chiar dacă mă puneau mai mult să fac treaba, am fost în armonie, și pentru toți cei care au contribuit pentru drumul meu în viață, și în asemenea la Elbelea, și la Iași, și în străinătate. Nu am făcut studii mari, nu am avut ocazie să fac acest lucru, ceva completări am încercat, dar sigur că tuturor trebuie să le mulțumesc. Și Sfântului Părinte, care a avut încredere în mine, după ce nunțul Poggi și Bukowski s-au interesat, deci au considerat să fiu eu, asta e o problemă care o știu ei. Eu le mulțumesc lor și sigur că îi mulțumesc celor care sunt aici în jur, în casă. Pentru că suntem împreună și tot în liniște, trebuie să contribuim la ceea ce e bine să se stabilească pe pământ, între oameni. Preasfințite, mărturia excelenței voastre este mai mult decât avem nevoie și mai mult decât puteam spera, de aceea vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați lăsat în urma excelenței voastre. Mă refer aici la tot ceea ce am menționat și în emisiune, nu? La numărul mare de preoți, la sutele de mii de credincioși care v-au văzut la atâtea și atâtea celebrări. Vă mulțumesc pentru dăruirea excelenței voastre și vă doresc zile multe în continuare în care să înălțați acea rugăciune care vă place atât de mult, acea cântare, toată frumoasă ești Maria. Da, mulțumesc frumos și eu și Doamne ajută și har bogat pe aceste unde ale radioului RCIS FM. Mulțumim, preasfințite. Dragi prieteni, misiune grea a fost cu aceste emisiuni să cuprind ceea ce preasfințitul Petru a oferit diecezei noastre. Ceea ce am omis, nu am ce face decât să-mi cer iertare. Promit să revin. Mulțumesc! Interviul săptămânii la RCIS FM.